Am aici o nouă versiune de ceas cu posibilitatea de oră de vară și de iarnă, selecție, inclusiv format de 12 ore sau de 24, mai de 24 de ore, format de 12 ore. Acum este de 12 ore, scuze. Și este oră de vară, să-l trec pe oră de iarnă. Deci, am aici două contatoare, unul este la D5, unul la D6. Afișajul ăsta pe I2C, doar că e un afișaj foarte ciudat. Am avut probleme și a trebuit să schimb stabilizatorul de tensiune, care este de lipitură, am avut și un condensator. Ăsta chiar am pus unul mai mare, un AM1116. Și, cum vedeți, are totuși niște bibițe. Mai apar niște artefacte. Bine, acum e un flicker care, în mod normal, nu se vede. Deci, acum e un ceas, să zicem, complex. Afișajul ăsta e pe I2C, are driver-ul ST7567S, care are deja probleme. Eu am schimbat stabilizatoarele, am pus și condensatoare. Se pare că totuși mai e o gâlmă ori din biblioteca 8G2Lib, ori chiar driverul în sine are probleme, pentru că apar niște acele IRL care apar. Ia să văd acolo când prima dată le-am bănuit doar pe, adică afișajul ăsta, o să vedeți, cel dinainte l-am mai avut, este un fundal alb, gri, iar ăsta e negru. Pe ăsta negru văd că apar mai des. S-ar putea să fie, nu știu, încă e în studiu ce cauza. Mi-a plăcut că e pe I2C, adică am pin puțin, am decât VMOS-ul și două comutatoare. Cam asta e.